Pleacă rușii din Republica Moldova, deocamdată doar diplomați și angajați ai ambasadei de la Chișinău. 45 de persoane au fost transportate cu autocarele la aeroportul din Chișinău, sub escorta poliției moldovenești. Decizia vine după ce Republica Moldova a cerut oficial ambasadei ruse să-și reducă personalul cu 40 de posturi. Este vorba despre 22 de diplomați și 23 de membri ai personalului tehnic. Moscova a trimis un avion special la Chișinău pentru a-i prelua, așa cum a făcut inclusiv la București, după ce Ministerul Român de Externe l-a convocat pe ambasadorul rus și i-a cerut să reducă rapid numărul diplomaților și ai angajaților din cadrul misiunii diplomatice. Toate deciziile privind expulzarea diplomaților ruși sunt consecința invadării Ucrainei de către Rusia în februarie anul.